fericit pentru acest rezultat. În primul rând, prin prisma jocului. Înainte de asta trebuia să felicit minunatul public de la media și au venit în număr mare la acest joc și mă bucur acest lucru. De joc, ce să mai zicem, a fost un joc și cu bune și cu rele, penalte apărat, înscriem, ratăm foarte mult, iar pe final am tremurat puțin la ultimele faze. Dar până la urmă sunt mulțumit în primul rând de modul în care am gândit acest joc împreună cu băieții și am înțeles în toată această perioadă de pregătire să abordăm această partidă. O partidă extrem de grea, pentru că Sara Galeru este una dintre echipele care candidează la primele două locuri. Victorie crucială în seara asta pentru sorta calificării? Crucială nu este. O victorie importantă, pentru că dacă am fi făcut egal sau am fi pierdut, șansele noastre erau vizibil diminuate pentru a ne califica, cel puțin de pe locul 2, pentru că Danemarca este o echipă care în toate jocurile n-a primit gol, are 6 partide în care n-a primit gol și eu cred că este va termina pe primul loc, dar noi ne luptăm în continuare. Urmează meciul cu Luxemburg, un meci foarte important, ținând cont de modul în care au evoluat ca fotbal cei din Luxemburg. Etapa trecută, vineri, au pierdut foarte greu în compania celor din Danemarca, 1-0 în minutul 90 și dacă nu mă înșel, astăzi au făcut egal 0-0 cu Bulgaria. Până la urmă, mă opresc aici și spun că sunt foarte fericit și vreau să-i felicit pe jucători pentru modul în care au luptat în această partidă. Țârul a fost omul meciului? Țârul a fost omul meciului? Așa s-a văzut cel puțin. Eu consider că toți au fost jucătorii meciului, pentru că au luptat toți, și-au adus aportul fiecare pentru această victorie. Într-adevăr, Țăru ne-a lipsit foarte mult în aceste jocuri, fiind accidentat, dar este un jucător important.